În piețele din Olt, niciun comerciant nu vinde roșii de izbiceni, deși ele au apărut de aproape 2 săptămâni. Motivul îl reprezintă prețul cu care legumicultorii de pe Valea Oltului își vând tomatele. Olanda. De ce nu de la noi? Pentru că sunt prea scumpe. Sunt prea scumpe. Pleacă cu 10 lei de la ei. Asta ar însemna la tarabă cât să fie? 12-13. Din Spania, din Italia. Dar românești? Nu ieșit. Sau nu știm. Prețul unui kilogram de roșii de izbiceni din cultura extratimpurie depășește 10 lei. Deși roșiile nu sunt nici bio și nu sunt atestate ca produse ecologice, gustul inconfundabil și extrem de apreciat face ca prețul să fie unul exclusivist, spun legumicultorii. Mai mult sunt produse în sistem protejat și încălzit, iar costurile de producție sunt ridicate. Am cules pe 6 mai prima culegătură, da. Unde l-ați trimis? La București, în Angro. București, Constanța, nu schimbăm piețele, unde după preț ne ducem și noi, depinde de preț. Dacă la Constanța merge mai bine, ducem acolo. Sunt cam scumpe acum la început, dar costurile fiind pe măsură, nici noi nu putem să le dăm la prețul care... Care e la Slatina și Caracal. Da, care este cele din afară, 5-6 lei am înțeles că sunt cele. Cât le vindeți? 10, 11, 12 lei maxim. Pe piață sau la îngrăsit? La îngro, la îngro. Au și un gust specific roșiile de aici. Sunt mai dulci ca cele din afară, au gust. Este foarte gustoasă, productivă totodată. Și cam cât rezistă așa? Cam rezistă, dacă o punem la frigider, rezistă cam 4-5 zile. În bazinul legumicol izbiceni se produc anual în solarii peste 30.000 de tone de tomate. Aproximativ 1.000 de tone sunt tomate extratimpurii, produse în solarii încălzite. Potrivit datelor oficiale deținute de DADR Olt, niciunul din cei 700 de legumicultori nu și-au atestat produsele ca fiind ecologice.